Timpul trece mai repede în prezent decât în ultimii 50 de ani. Rotația Pământului este mai rapidă decât în mod normal. Drept rezultat, lungimea unei zile este tot mai scurtă. Oamenii de știință discută acum dacă să șteargă o secundă din timp pentru a readuce trecerea precisă a timpului înapoi cu rotația Pământului. Discutăm despre acest subiect cu domnul Cristian Presură, fizician, în legătură direct acum cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Aș vrea să ne spuneți, în primul rând, care este explicația acestui fenomen, care sunt cauzele. Um, schimbările care au loc în clima pământului, în așezarea pământului, nu este ceva, în esență, de care trebuie să ne îngrijorăm în primă instanță. Pentru că dacă acum se va scoate secunda, mai târziu se va adăuga la loc. Pentru că mișcarea de rotație în jurul axei sale a Pământului variază în timp. Noi știm, de exemplu, că acum 600 milioane de ani, o zi avea aproximativ doar 21 de ore. Doar 21. Am câștigat 3 ore în aceste 600 de milioane de ani și mișcarea Pământului a fost încetinită datorită interacției cu forța gravitațională de la Lună. În afară de asta, însă, există și variații pe suprafața Pământului pe care le putem înțelege prin asociere cu acel patinator. Ați văzut ce se întâmplă cu un patinator când stă cu mâinile întinse, se învârte și la un moment dat când își apropie mâinile, se învârte mai repede. Iar apoi când le întinde, se învârte mai încet. La fel se întâmplă și cu Pământul. El e cu, are o, o atmosferă care este, ar putea să fie, să spunem, brațele acelui patinator. Și atunci când sunt multe lucruri în atmosferă, deci când întinde brațele, mișcarea lui încetinește. Și apoi când le aduce la loc, deci când cad lucruri de, din atmosferă, de exemplu, atunci când ninge mult. Când ninge mult, ca și cum pământul și ar aduce brațele înapoi și atunci se învârte puțin mai repede. Și asta este ceea ce cred cercetătorii că se întâmplă și astăzi. Ne gândim când spuneți schimbări climatice, ne gândim de exemplu la uraganele care au făcut ravagii în ultimii ani. Uh, nu în mod particular la lucru ăsta, ci mai degrabă la topirea zăpezilor de pe munți. Pentru că odată ce avem creșterea globală a temperaturii, zăpada de pe vârful muntelor se, munților se topește și ajunge mare. Și vă aduceți aminte comparația mea cu brațele care se apropie. Asta se întâmplă acum cu Pământul. Zăpada care era pe vârful munților se duce către mare. Deci Pământul își apropie brațele și atunci începe să se învârte, uh, să se învârte puțin mai repede. Spuneați că nu ar trebui să ne, să ne îngrijorăm dacă va dispărea acea secundă pentru că la un moment dat va fi adăugată din nou. Dar dacă se va întâmpla acest lucru până în momentul în care va fi adăugată acea secundă înapoi, ne putem simți afectați în vreun fel? Absolut. Aici vorbim despre efectele încălzirii globale și. Ce se va întâmpla? Vom avea foarte multă apă care vine de pe mun, simplistic vorbind, și ajunge în oceane. Și atunci nivelul oceanelor va crește. Va crește cu mulți metri. Ori asta va afecta foarte multe state și va crea foarte multe probleme. Am citit că, de exemplu, în Bangladesh, aproximativ 20% din suprafața țării va intra sub apă. Vor exista deplasări masive de populație. Dar acestea sunt efectele pe care le cunoaștem și care sunt importante pentru noi oamenii. Și dacă ne gândim la alte efecte, pentru că știm că Pământul este supravegheat, să spunem așa, de, de, de departe, vorbim de acei sateliți, vorbim despre toate hărțile, ce se schimbă? Care sunt efectele din acest punct de vedere? Uh, sunt efectele climatice, uh, uh, creșterea temperaturii este unul, deci crește temperatura global, uh, nu pare foarte mult, adică putem să vorbim, de exemplu, de câteva grade la 100 de ani. Nu pare foarte mult, pentru că, ok, care este diferența între 22 și 24 de grade? Vom spune noi, oamenii obișnuiți, nicio mare diferență. Dar, la nivel global, așa cum am spus, va avea loc topirea zăpezilor, creșterea nivelului mărilor și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, mai există un efect și anume creșterea variațiilor variațiilor locale în, în vremea din diferite zone. Și aici vorbim despre uragane, aici vorbim despre dezechilibre în acest echilibru care este al, al ecosistemului fragil al Pământului. Deci vom avea din ce în ce mai multe dezechilibre. Dezechilibrele vor crește. Asta înseamnă, de exemplu, că în România vom avea veri mai calde, mult mai calde și ieri, ierni ieri, ieri mai dure. Va crește diferența aceasta dintre extreme. Și cum ar, fi, ar putea fi oprit acest fenomen? Al încălzirii globale, întâmple? știm cu toții politicienii trebuie să se adune și să semneze niște acorduri pe care apoi să le implementeze. Nu există un alt răspuns. Pentru că dacă, dacă noi ca societate nu luăm acțiune, dacă politicienii nu se adună să semneze acele acorduri și să implementeze, dacă noi oamenii nu facem nimic, atunci, într-adevăr, fenomenele astea vor apărea. Dar nu e târziu să facem ceva în acest sens? A, unii, unii spun că deja este oarecum târziu. Nu este târziu pentru că sunt multe lucruri pe care le, le mai putem opri. Dar unii spun deja că anumite lucruri nu le putem opri. Deci, cumva, schimbarea în, într-o anumită măsură a avut loc. Mulțumesc foarte mult, domnule Cristian Presură, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile. Cu plăcere. Mergem mai departe.